Această emisiune vă este oferită de grupul de producători Corvinia. Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Cred că sunteți la vața acum în timp ce eu vă vorbesc. Noi suntem acolo. Bine, lăsăm la o parte ce se întâmplă acum când vedeți emisiunea noastră și ne gândim la ceea ce veți vedea în momentele următoare. Am încercat un exercițiu simplu și concret în săptămâna care a trecut. Am filmat cu doi dintre fermierii importanți ai județului în locuri în care filmasem în urmă cu ceva timp. Și astfel am descoperit că metoda sau regula celor 3-8 dă rezultate și vedem că tăvălugirea a păstrat un pic de apă în sol, mă rog, între timp a mai și plouat un pic și roadele se văd foarte, foarte simplu. Am fost la Ștefan Tot, am fost la Nicu Pasc și am filmat în locurile în care mai fusesem în urmă cu ceva timp. Așadar, se poate. Sunt tot soiul de soluții pentru ca recolta să fie așa cum ne dorim. Soluții ca să avem recolte bune și să avem ce pune pe masă sunt și cele care vin de acolo, din zona înaltă. Ajutorul de minimis pentru tomate dă roade, pentru că, iată, avem roșii hunedorene care pot să ajungă pe masa hunedorenilor. Le găsiți în magazinele fermelor ADO și cât de curând și în supermarketurile de aici din zonă. Deja am spus, da, am fost la Peșteana, nu numai noi, au fost și oamenii de la Direcția Agricolă a județului Hunedoara. A fost o conferință de presă pentru că, da, este un motiv de a ne mândri cu ceea ce avem acasă. Așadar, ne mândrim cu acest lucru. Ne mândrim și cu produsele tradiționale hunedorene. Am mers din nou la Bârsău, la familia Țurcanu, ca să vorbim despre produsul tradițional. Așa cum normal este, finalul de ediție aparține medicului veterinar. Nu-mi rămâne decât să vă spun, vizionare plăcută! Domnule inginer, în urmă cu ceva timp, aici lângă cultura asta de rapiță, învățam despre regula celor 3-8. A fost benefică, pentru că rapița arată chiar minunat. Da, regula celor 3-8 a fost respectată, așa că avem acum o rapiță care promite în jur de 3500-4500 de kilograme de boabe la hectar, ceea ce ar fi un fel de record pe zona noastră. Dar mai ales că nu este o zonă cunoscută, recunoscută pentru cultura de rapiță. Da, chiar primul an în care cultiv, am privit această cultură cu mult scepticism, dar s-a dovedit a fi fals scepticismul meu și sperăm că la anul vom pune și mai multă rapiță și vom avea producție la nivelul celor din sud sau din vest, deci rapița o să meargă. Da, mă uitam că e și foarte înaintată în vegetație, pentru că la alte culturi de-abia sunt în floare. Da, asta datorită semănatului la timp, a lucrărilor tehnologice respectate la maxim și vom avea recoltatul în jur de 20 până la 1, de 20 iunie până la 1 iulie. Pe lângă asta sunt și celelalte culturi care am înțeles că merg bine. Da, în această primăvară am avut de toate, am avut și ger, am avut și frig, am avut și căldură, dar avem și ploi și căldură acum, ceea ce este foarte bine. De geruri am scăpat, la noi în zonă cel puțin nu au fost așa probleme mari decât la fructe. Cultura de grâu arată foarte bine, de asemenea am semănat
80 de hectare de porumb care sunt răsărite, erbicidate, încă 55 de hectare de soia care la fel e răsărită, erbicidată, curată. Ploile văd că vin chiar când trebuie, așa că așteptăm recolte bune. Chiar dacă vin ploile când trebuie, foarte multă lume de aici din zonă s-a plâns de un deficit de apă în sol. Da, a fost într-adevăr, dar aproape că putem spune că s-a refăcut rezerva de apă și după cum eu mă uit în fiecare zi la prognoză, luna mai și poate și încă iunie va fi ploioasă, așa că plantele vor crește în mod normal. Deci se va adeveri vorba aia noastră cu ploile din mai aduc mălai. Ploile din mai au venit, porumbul răsărit, mălaiul mai vedem. Știu că multă lume se va întreba, de ce foarte puțin cartofi? Da, de ce mă dați de gol? Nu, până la urmă trebuie să privim și înspre asta. Păi sunt mai multe motive. Unul dintre motive și cel mai important ar fi că nu mai este forță de muncă manuală și nu avem ce face. La cartof orice am face trebuie forță de muncă manuală, care în mare parte a plecat în alte țări, așa că ne limităm la suprafețe mai mici pe care le putem recolta, că degeaba facem cultura dacă nu putem recolta în condiții optime și la timp, și ne axăm pe culturi 100% mecanizate, cum am spus. Grâu, porumb, soia, rapiță și sperăm că să mergem mai departe, așa. Am vrut să ating acest subiect și datorită faptului că, la fel, nu sunteți singurul care vă plângeți de lipsa mâinii de lucru. Sunt atâția și atâția care stau cu mâna întinsă după ajutoarele sociale. Dacă îi chem să vină la ceva concret, nici vorbă. Da, în decursul anilor mereu am avut forță de muncă la nivel optim, oameni ca lumea, oameni care munceau. Acum 2 ani deja s-a văzut un recul, respectiv cei care au fost acum 20 de ani au îmbătrânit sau nu mai sunt, cei tineri au plecat, așa că din an în an am avut tot mai puțini oameni disponibili pentru recoltat și asta e situația, trebuie să ne adaptăm, nu avem ce face. Da, și pe partea de lucru mecanizat sunt mici probleme pentru că nu mai sunt specialiști. Specialiști în sensul de mecanizatorul ăla care știe cum să regleze, nu numai să meargă cu tractorul, să știe să regleze un plug, o semănătoare, să-și regleze combina la tot ceea ce trebuie. În privința asta eu pot să spun că stau bine, oameni calificați am. De asemenea, mie îmi place tare mult mecanica și chiar dacă nu știe omul, îl învăț. Până la urmă, meseria se învață sau se fură? Da, amândouă. Știți cum e aia, dacă nu poți, te ajutăm, dacă nu vrei, te obligăm. Și dacă nu știi, te învățăm. Așa, completăm da. Acea triadă așa pe e. care o știm noi din vremurile dinainte. Da, și în ziua de astăzi, să știți. Deci, practic, condiții bune și suficiente motive să privim cu optimism înspre ceea ce se întinde în fața noastră. Da, în legătură cu mersul culturilor și cu faza lor de vegetație, cu speranțele pentru o producție bună, putem spune că suntem mulțumiți. Mai rămâne să ne dezamăgească prețul, ca de obicei. Până la prețuri, mai avem un pic de așteptat. Îl rugăm pe cel de sus numai să aibă grijă ca totul să fie așa cum trebuie pentru culturile astea minunate. Da. Noi să fim sănătoși, să vină ploile, să facem producție, că după aceea vin ei samsarii și ne taie cheful.
Nicu, în primul rând trebuie să le spun oameni că te-am opăcit așa un pic din drum, te pregăteai să intri în salopetă, să pleci la coasă, dar am zis că trebuie să ne oprim aici, unde am filmat în urmă cu vreo lună de zile, unde tăvălugeai și chiar ne uitam că alții se chineau să... și așa spunem. Uite că tăvălugitul dă roade. Mazărea asta furajeră e chiar frumoasă. Da, bună ziua, în primul rând, da, acum o lună de zile eram la tăvălugit, acum ne uităm și admirăm rezultatele muncii noastre, da, este o tarla cu mazăre furajeră și un amestec cu ovăz pe care o tăiem și o folosim ca masă verde pentru animale. În spate, la lizierea pădurii, avem o parcelă mult mai mare și tot la fel de frumoasă. Dar, așa cum spuneați, mă pregătesc de ieri, am început sezonul de coasă și astăzi mai avem de coasă. Da, până la urmă, cam asta e, indiferent ce se întâmplă de sus, trebuie să încercăm să păstrăm un ritm al lucrărilor. Da, în general, prima coasă în mai nu prea scapă fără o ploaie, e și binevenită pentru celelalte plante și culturi pe care noi le avem. Așa este, e bine că am început în forță cu două cositori, cu două tractoare și eu zic că în câteva zile reușim să cosim tot ce avem lucernă acum în prima fază. Asta înseamnă că e și un pic de suprafață. Da, este suprafață. Noi am mai pus mai multă lucernă în anii trecuți și avem o suprafață mare pe care trebuie să o cosim și să asigurăm hrana animalelor, fiindcă va veni cu siguranță și o iarnă. Da, trebuie, cam asta e. Bun, n-am intrat încă în vară, dar cam așa e. Vara sanie, iarna car, ăștia suntem de 2000 de ani. Așa este, așa este. Până acum timpul a fost bun, ne-a ferit Dumnezeu de grindină sau de ploi abundente. Recolte, acum culturile arată foarte bine, cartofii sunt frumoși, porumbul este frumos, vedeți și dumneavoastră, tarlaua de lângă noi este frumoasă, sperăm într-un an bun și recolte frumoase. Da, până la urmă, tot la asta, că ai zis de recolte în loc să spui culturi, până la urmă, da, este singurul lucru important. Dar ar mai fi o problemă. Și asta mai vorbeam cu unul dintre prietenii noștri. Să mai vedem și prețurile. Acum probleme sunt mai multe, vedeți dumneavoastră. Da, prețurile sperăm. Cum discutam în una dintre intervențiile trecute, a început ușor, ușor, prețul a început să crească și la animale, ceea ce e un lucru îmbucurător și ne gândim la o desfacere mai bine. Noi aici greșim, cred că, la vânzarea produselor noastre. Cred că dacă am fi mai bine organizați, mai bine chipzuiți, un pic mai bine asociați, ca să spun așa, cred că ar fi mai simplu și cu prețul și cu vânzarea. Da, poate că uneori... Nu știu, și cred că am mai spus-o, de fapt sigur am mai spus-o și n-am spus-o numai eu, că au spus-o și aia de sus, când e vorba de valorificare, domnul stat își ia mâna de pe voi și se ascunde după deget cu piața liberă, dar poate că ar trebui să găsească niște pârghii prin care să vă sprijine și în partea asta de valorificare și una dintre ele așa ar fi, eu știu, o subvenție pe producție. Da, ar fi un lucru interesant și ar fi un lucru bun, dar nu știu care au fost resorturile care s-au dus spre subvenția asta pe suprafață, probabil într-o frică de producție sau nu-mi dau seama de ce, dar sigur că odată încurajată producția, eu cred că ar fi și atunci ne-am pune mai mult pe picioare. Eu cred în continuare că ca unul care trăiesc zi de zi și mă zbat zi de zi sau mă bucur de succes zi de zi, este faptul că nu suntem foarte bine organizați noi din punct de vedere a desfacerii. Și atunci preferăm să vindem produsul, dau exemplu, miel sau vițel în viu, ca să scăpăm de anumite griji, eu știu, costurile cu abatorizarea sau așa mai departe,
Dar dacă am trage linie și dacă ne-am implicat un pic, eu știu, într-un punct de sacrificare, fiindcă acum ați văzut că se pot înființa puncte de sacrificare în fermă, eu zic că dacă ne-am organizat mai bine 3-4 fermieri, să organizăm un punct de tăiere, să organizăm o mică carroagerie, s-ar putea obține un venit suplimentar și un venit, cred că mai mare și mai sigur decât comoditatea de a vinde direct. Da, și poate pe carcasă ar fi și un preț mai acceptabil. Pe carcasă sau pe produse, vedeți voi, asta, carcasă de oaie nu se prea găsesc în magazin, carcasă de capră nu mi-amintesc să fi văzut. Dar oaia este bună și sub formă de viști, sub formă de pastramă și salam și se pot face atâtea lucruri pe care ne gândim și cred că ar fi interesant dacă ne-am putea face de capacitate mică și de capacitate redusă, dar cred că ar trebui încercat. Până la urmă, cam asta ne rămâne. Așa cum, bun, nu neapărat că a fost soluția găsită de tine, dar, uite, așa cum tevălugitul dă roade, poate și o idee de genul ăsta să nască oarește rezultate. Nu eu am inventat lucrul ăsta, nu eu. Eu mă gândesc că ar fi o soluție ca să scoate mai mulți bani și să vinde mai eficient. Nu este nimic inventat de mine, nici tevălugitul nu mă aparține ca invenție, nu l-am brevetat. Am constatat în decursul anilor de carieră în agricultură că este un lucru foarte bun și foarte important pentru planta a intra mai bine în contact cu solul. Eu zic că vom găsi soluții și încercăm să trecem de hătișurile astea care sunt și birocratice și de toate felurile. Dragi prieteni, am revenit aici în farmacia lui Raluca. Știți că am folosit sintagma asta data trecută și îmi place să o folosesc din nou, de data asta cu bucurie, pentru că suntem înainte de 20 mai, practic acea barieră pusă de acel program al tomatelor românești. Și iată că farmacia ta, Raluca, dă roade. Da, au început să înroșească. Chiar specialele acum vreo două săptămâni au început să roșească și roșiile normale cam de o săptămână am început să recoltăm. Ce le-ai făcut până la urmă? Nu, nu le facem mare lucru, ne trebuie căldură și chiar dacă nu am avut destul soare, ele au început acum, e punctul lor fiziologic de a se înroși. Bun, reușiți să vă încadrați cu producția? Categoric reușim să ne încadrăm, deci nici nu-mi pun probleme. Deja dacă am 2-3 zile de soare, recoltăm câte un ciorchine. Ceea ce e... E foarte bine, avem primul ciorchine, sunt vreo 17.000 de ciorchini, a câte jumate de kil ciorchinele, deci este de unde. Bun, și acum o să mă întorc înspre Liviu. Până la urmă se vede. Sunt roșiile voastre, nu sunt cumpărate, cum zic unii. Da, cred că nici nu aveam de unde să cumpără roșii de calitatea asta și nici nu ne-am dorit niciodată să facem treaba asta. După cum se vede, roșiile au început să se coacă, de fapt, au început de vreo 2-3 săptămâni. Și dacă aveam vremea prielnică, cred că acum eram aproape să îndeplinim și baremul. Dar nu ne facem probleme, pentru că în următoarele 2-3 zile, după cum se vede pe culoarul din mijloc, deja recolta este destul de bună. Nu va fi niciun fel de problemă în ceea ce privește recoltatul și atingerea baremului. Acum, noi nu ne facem probleme prea mari cu baremul, pentru că 2 tone de roșii pentru noi e o cantitate destul de mică față de ceea ce producem noi și ceea ce am produs în istoricul pe care îl avem. Dar ca să vadă toată lumea că la noi se produce și se produce și de calitate. Da, trebuie să o spun pentru cei care ne urmăresc, mai ales că oricum așa va fi încadrat în desfășurătorul emisiunii. Peste puțin timp va fi o conferință de presă, pentru că sunteți primii care reușiți să faceți pasul ăsta. Da, noi ne-am străduit și până la urmă am și reușit. Urmează conferința de presă cu domnii de la Direcția Agricolă, cu
cei care sunt, vor fi prezenți, nu știm cine vor fi prezenți, pentru că a fost anunțată pe toate căile de comunicații, inclusiv pe internet. Vom vedea cine va veni peste o oră maxim și atunci vor vedea la fața locului exact tot ceea ce se întâmplă și ce se va întâmpla, pentru că este foarte important ce se va întâmpla de acum înainte, pentru că urmează cultura din Solarii, unde, din nou, trebuie să spun că stăm foarte, foarte bine. Ai anticipat întrebarea mea. Bănuiesc că deja de atâta timp de când comunicăm împreună, așa, e un soi de telepatie simplă și concretă. Pentru că voiam să mă întorc din nou înspre Raluca, dragi prieteni. Da, roșiile, programul Tomate Românești e ok, dar voi sunteți obișnuiți să faceți mult mai multe. Cum stai cu solariile? Acum încep așa timid să recoltăm castraveți și sperăm că nu, ardeioasele încă mai trebuie să crească. E gogoșar, capia, numai prin luna, pe la sfârșitul lunii lui iunie, iulie. Până atunci încă nu recoltăm. Punem pe câmp vărzoase, fasolea ne-am plantat-o pe câmp, ceapa, deci am reușit cât de cât să ne apropiem, să avem totul plantat, cu toate că ne-am întârziat puțin ploile de pe câmp, de afară, dar suntem în grafic, cum s-ar zice. Bun, până la urmă n-a fost rău că a plouat, pentru că oricum în sol era un deficit de umiditate. Da, dar acum știți cum e, ba avem prea multă ploaie, ba avem prea puțină, dorim acum puțin mai să ni se uzvânte terenurile ca să mai putem face lucrările pe care le mai avem de făcut. Da, și până la urmă, acum trebuie să o spun, e meseria ta să adaptezi fiecare fază de lucru, pentru că pentru asta te-ai pregătit. Lucrăm cu natura afară și no, unde nu avem probleme sunt solariile și sera. Aici lucrăm după bunul nostru plac, dar afară așteptăm după natură. Da, și așteptăm după ceea ce dă bunul Dumnezeu. Mă revin la Liviu, pentru că pe voi ploile v-au încurcat un pic și trebuie să vorbim un pic și despre ceea ce se întâmplă în partea zootehnică. V-au încurcat un pic pentru că nu prea puteți recolta bine ceea ce e depus în iesle. Ploile ne-au și încurcat, dar ne-au și ajutat. Acum trebuie să recunoaștem că dacă nu aveam ploile din ultima perioadă, nu prea aveam ce să cosim. De alaltăieri am început coasa la lucerne, amestecuri de furaje. Din păcate, ieri când am fost gata cu adunatul și să ne apucăm de tocat și introdus în semifânul, în siloz, a venit un potop de ploaie care ne-a oprit. Așteptăm astăzi să se zvânte locul, să intrăm la recoltat din nou. Sperăm să ne ajute vremea. Știți cum e cu ploaia? Când nu plouă, nu e bine. Când plouă prea mult, iar nu e bine. Dar Dumnezeu ne va ajuta și vom termina la timp și lucrările care urmează. Mă opresc deocamdată aici, dragi prieteni. Va urma și conferința de presă. Vom vedea cine va veni aici. Oricum, indiferent de numărul persoanelor, important este să știți un lucru. Că aici, la Peșteana, programul Tomate Românești a dat roade, dar în primul rând au dat roade și a dat roade, de fapt, munca celor de aici. Și e lucru cel mai important, pentru că, da, e bine să sprijinim, dar fără muncă nu o să facem niciodată nimic. Nu mă pot hotărî. Ca să vorbesc despre produsele Alpin, trebuie să mă îmbrac așa, așa sau așa. Nu contează cum te îmbraci, important e ce mănânci. Produsele tradiționale Alpin de la Brad din Țara Moților sunt preparate din materii prime provenite din ferma proprie. La preparare sunt adăugate doar ingrediente naturale folosite din timpuri străvechi. Nu credeți? Gustați produsele tradiționale Alpin și o să mai gustați o dată și încă o dată. Alpin, plăcerea gustului tradițional. Depozitul fitosanitar Comatex vă pune la dispoziție semințe certificate de legume, porumb, lucernă, trifoi, amestec de ierburi. La Comatex găsiți erbicide, insecticide, fungicide, îngrășăminte foliare, îngrășăminte chimice, azot, uree și complex. Nou, la Comatex puteți găsi o gamă variată de îngrășăminte bio. Tot la Comatex obțineți gratuit consultanță de specialitate. Comatex.
pentru cei ce știu ce vor plantele. Fermele ADO din Țara Hațegului, ferme la standarde europene, lapte, carne, legume, totul proaspăt, gustos și sănătos. Fermele ADO duc mai departe tradiția Țării Hațegului și oferă produse de cea mai bună calitate. Fermele ADO, sănătate în bucate! MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șoturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Suntem în comuna Densul, satul Peșteana și suntem la Agromira Plant. Astăzi vorbim despre tomate, pentru că de-aia ne-am adunat aici să putem să vedem că este primul producător din județul Hunedoara care a ieșit pe piață cu tomate proaspete din județul Hunedoara pentru consumatorii din județul Hunedoara și nu numai. Ideea este că Guvernul României, prin Ministerul Agriculturii, a lansat anul acesta programul de minimis pentru susținerea cultivatorilor de tomate în spații protejate. Program care este destul de simplu, și anume, trebuie să ai minim 1000 de metri pătrați de spații protejate sere solarii, să ai cultivate tomate în spațiile protejate și sprijinul este de 3000 de euro pe o suprafață de minim 1000 de metri pătrați, în condiția în care livrezi minim o cantitate de 2 tone pe această suprafață de 1000 de metri pătrați, aia înseamnă minim 2 kg pe metru pătrat. Și foarte important este să livrezi pe piață în extra sezon, și anume până în 31 mai și până în a doilea sezon, din noiembrie până în 20 decembrie. Noi, ca și instituție publică, avem un rol de a îndruma și a coordona cultivatorii de tomate. I-am adunat la Direcția Agricolă în primăvară, le-am explicat programul. Avem până la ora asta 37 de fermieri care s-au înscris în acest program. Trebuie să facem două vizite, și anume la plantare și la prima rodire, și după aia cei care vor livra până în 31 mai vor veni la Direcția Agricolă și vor depune documentația prin care se dovedește că au livrat acea cantitate de 2 tone la 1000 de metri pătrați, care sunt persoane juridice, vin cu facturi, care sunt persoane fizice, vin cu atestatul de producător și cu carnetul de comercializare prin care fac dovadă că au ieșit pe piață. E adevărat că se poate prelungi termenul de la 31 mai până în 15 iunie? Există un proiect de hotărâre de guvern pe site-ul Ministerului Agriculturii, în dezbatere timp de 10 zile, prin care se propune de către Ministerul Agriculturii defazarea termenului până în 15 iunie, datorită faptului că, știți foarte bine, au fost perioade de îngheț și probleme cu temperaturi scăzute în această primăvară. Și foarte mulți fermieri nu au reușit să iasă pe piață, și atunci se dorește un pic prelungirea cu 2 săptămâni.
Dar astăzi am venit aici pentru că este o fermă model, este cea mai mare fermă din județul Hunedoara și eu zic că printre cele mai performante din punct de vedere tehnologic. Și vedeți la fața locului că avem roșiile recoltate, roșiile sunt în magazinele proprii de la fermele ADO și chiar mă bucur că se face într-adevăr meserie în acest complex agricol care este situat la Peșteana. Am venit împreună cu dumneavoastră să nu facem acele conferințe de presă la birou și o chestie statică. Să vedem la fața locului că într-adevăr roșia este gustoasă. Am discutat cu doamna inginer care se ocupă special de aceste roșii și toată lumea poate să consume pentru că combaterea este biologică, tratamente nu se fac pentru că totul este un spațiu controlat. Putem să spunem că este aproape de o roșie clasică din grădină. Rugămintea mea încă o dată către consumatori. Mergeți și mâncați roșii românești, în principal. Consumatorii hunedoreni să mănânce roșii produse din județul Hunedoara, pentru că noi vrem să lansăm acest program prin care să sprijinim producătorii locali hunedoreni și dacă ei se dezvoltă, cu siguranță și noi la rândul nostru ne vom dezvolta și prin consumul care îl facem noi îi ajutăm să poată să-și ducă afacerile mai departe. Vedeți că este o chestie industrială, este o chestie făcută cu foarte multă muncă și cu tehnologie de înaltă calitate. Pot să spun că este cea mai înaltă tehnologie care este la nivel mondial și se implementează în această locație. Locație care, după cum știți sau ați mai auzit, este o investiție făcută prin fonduri europene, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Banii au venit de la Uniunea Europeană, o parte și o parte au fost și contribuția beneficiarului. Este un proiect de bune practici și un proiect care într-adevăr poate să dea exemplu tuturor celor care doresc să investească în agricultură. Și cu această ocazie vreau să îndemn tinerii fermieri, tinerii județul Hunedoara să vină să vadă în primul rând, să vadă că se poate, să vadă că într-adevăr nu este ușor, dar este o afacere care poate să ducă la beneficii și o familie poate să trăiască dacă are, să zicem, 2.000-3.000 de metri pătrați de spații protejate. Cam asta am vrut să vă spun și să vă arătăm pe viu că nu doar povestim și nu mai scoatem, eu știu, povești din cărți. Sunt lucruri palpabile, sunt lucruri care, într-adevăr, se realizează de oameni care se pricep și oameni care pun foarte mult patos și muncă și zile petrecute de dimineața și până seara în această fermă. Vă povesteam înainte că sunt 37 de fermieri în județul Hunedoara, județ care, după cum se știe, nu este un județ cu pretabilitate pentru legumicultură. Suntem aici la poalele retezatului și iată că am ieșit cu roșii ca și cei din județul Olt sau chiar cei din sudul țării care acum vin și ei pe piață. Am vizitat în mare toate exploatațiile de tomate din județ și vreau să spun că lumea încet, încet, văzând și la ceilalți, văzând că este un program de sprijin și 3.000 de euro nu este de aici de acolo, este un plus și dacă scoți în extra sezon, automat poți să vii și cu un preț mai mare la kilogramul de roșii și cu acel sprijin care compensează cheltuiala cu căldura, că ca să scoți în extra sezon până în 31 mai și după 1 noiembrie, automat trebuie să vii cu aport de căldură, dar acest sprijin al Ministerului Agriculturii și al Guvernului României prin programul de minimis pe tomate, eu zic că este foarte benefic pentru legumicultori. De ce? Pentru că echilibrăm foarte bine balanța comercială. Știți foarte bine că noi în extra sezon, în general, mergem și cumpărăm roșii din supermarket care n-are gust, este tare, n-are miros, nu putem să ne-o asimilăm cu roșia noastră normală și iată că se pot face aceste lucruri și în România, se pot face cu forțe de muncă românească.
cu bani care se învârt în economia noastră și nu mai ies afară. Dragi prieteni, mă bucură faptul că sunt oameni de televiziune care încep să urmărească ceea ce se întâmplă în jurul nostru. E vorba de celebrele standarde Est și Vest. N-am puterea financiară de a face aceste comparații. În schimb, am puterea de a promova ceea ce se întâmplă aici, lângă noi. Produsul tradițional hunedorean. Produsul curat hunedorean. Tocmai de aceea am venit aici, la Daniel Țurcanu, pentru a vorbi despre ceea ce înseamnă produsele noastre. Nu o să mă apuc să acuz pe alții. Eu vreau să vă laud pe voi, pentru că știu că lucrați curat și fără probleme. Și îți propuneam să pornim discuția noastră de la salamul cu șuncă, pentru că l-am gustat și e minunat. Cum îl faci? Da, salamul din șuncă se face, în primul rând, numai din pulpă de porc. Dezosată, degresată, de pieliți, nu trebuie să fie nimic pe ea, numai carne, chiar carne macră, cum este pe pulpă. Condimentele sunt naturale, nu sunt remixuri, nu sunt nimic, sunt numai piperi, usturoi, ce se pune în ele, nivahar, coriandru și mai câteva ingrediente. Mai ai și secrete, bănuiesc. Cred că fiecare mezelar are secretul lui personal până la urmă. Da, bineînțeles, acum nu putem dezvălui toate ingredientele, dar se face chiar natural 100%. Se duce și la analiză, am dus acum chiar din salamă cu șuncă să vadă și clienții dacă chiar sunt probleme și nu cred că nu folosim aditiv sau altceva. Bun, asta ar fi un aspect. Câtă carne folosești tu ca să-ți iasă un kilogram, nu neapărat de salam de șuncă, în general, ca să-ți iasă un kilogram de produs, câtă carne folosești? Păi, un kilogram și 100-200 de grame, că el mai scade în timpul procesului până se face. În general nu scade așa mult, că chiar e numai carnea din pulpă și nu scade mult, dar vreo 200 de grame scade, cam așa, dintr-un kilogram de pulpă. Da, și atunci eu stau și mă gândesc. Tu folosești un kilogram și pentru un, ca să scoți un kilogram de produs, un kilogram și de materie primă. Nu. Câtă carne se bagă în alea care au numai 30, 40, 50% carne? Cu ce se umple? Sau nu te-au interesat alte mărunțișuri? Nu m-au interesat și nici nu aș vrea să spun ce se bagă. Dacă 30% carne, atâta e, 30% carne. Restul e înlocuitori. Acum nu putem spune chiar ce și cine folosește. Bun, de fapt am și zis de la început că nu ne apucăm să acuzăm pe alții, dar trebuie făcută această comparație, pentru că de multe ori lumea nu vrea să înțeleagă un lucru. Da, într-adevăr, poate produsul tradițional e un pic mai scump, dar motivul e ăsta, că nu vii cu nimic în plus. Folosești doar carne și ingrediente naturale. Da, doar carnea și condimentele naturale. Și le folosesc bobe. Am mai spus de multe ori, tot le folosesc bobe și în momentul când le punem, atunci le măcinăm. Dar este de lucru foarte multele și de-aia, acum până nu să ai posibilitatea să vezi cum se face sau să stai să vezi cât durează procesul, atunci poți să dea și clientul seama cât e de lucru la un produs ca să-l faci. La calitatea care îi, bineînțeles. Așa să faci din locuitorii, mai simplu, rapid l-ai făcut. Da, mai ales că voi lucrați foarte, foarte mult manual. Aveți și câteva utilaje cu care vă ajutați, dar lucrați foarte mult manual. Da, păi cam toate sunt manuale. Numai chiar mașina de tocat noi. În rest, malaxorul e micuț, sprițul e la mână. Sunt cam manual tot. Și de-aia mulți clienți vin și tot întreabă, dar când aveți? Sunt produse care
le fac o dată pe săptămână și le băgăm în magazin. E foarte mult de lucru, dacă e manual. Da, și oameni cu care să lucrez, eu știu cât de cât specialiști, mai puțin. Mai puțin, deocamdată nu avem, dar ne gândim să căutăm pe cineva acum care îi în domeniu, să cunoască puțin și să-l angajăm, mai sperăm, să putem lucra împreună. Dar până la urmă e nevoie și de un pic de ajutor, pentru că voi v-ați extins de vreo 2 ani de când venim și povestim despre produsele voastre. V-ați extins binișor, asta însemnând că aveți deja un spațiu al vostru, asta însemnând că participați la târguri, la tot soiul de întâlniri cu clienții. Așa că e de muncă. Da, e. Acum cu magazinul care l-am deschis în piața agroalimentară, pentru care nu știe, ne găsesc acolo. Și mai avem și câte un târg care trebuie să merge, că suntem în asociație de producători de produse tradiționale și trebuie să onorăm unele târguri, pentru că așa e statutul, da, ca să, cum să zicem, noi promovăm Hunedoara. Suntem singuri deocamdată în asociație cu mezerurile care le facem, adică nu numai Vișli, că mai sunt colegi, dar noi facem mai multe preparate din carne. Da, de fapt, totul a pornit de la celebrul cârnaț de Săcărâmb. Da, da, de la cârnaț. Sperăm anul ăsta, dacă ajută Dumnezeu, să mai scoatem 2 produse cu atestat, tot de aici din zonă de la noi. Și Vișli, acum să vedem cum sunt în discuție încă. Da, știu că am participat și noi la acea întâlnire cu reprezentanții direcției de produse tradiționale din cadrul Ministerului Agriculturii, cu doamna Popa, foarte, foarte deschisă în a încerca să vă ajute să ajunge să puneți eticheta aia clară de Vișli de Hunedoara. Da, trebuie să rezolvi odată și odată problema, că e păcat să se piardă tradiția cu Vișli, mai ales la noi în județ aici. E de mulți ani și trebuie până la urmă pus punctul pe acest produs. Da, bun, eu nu văd așa, nu se va pierde, pentru că Vișli se vor face oricum, dar e păcat să nu fie recunoscut ca produs de Hunedoara, că de aici a plecat. Păi da, bineînțeles, aia am vrut să spun și eu, dar poate m-am încurcat un pic în vorbe. Aia vrea să trebuie promovat mai mult, să fie cunoscut că sunt în multe județe în țară care habar nu au ce să ia Vișli. Nu știu oamenii. Mă întrebau și la târgul, n-am fost pe în țară, în mai multe județe, mă întrebau, a ce să ne ăștia Vișli? Nu-mi dați o chiflă la ei să fac un hot dog? Nu se mănâncă așa, trebuia să le explic. Nu. Mulți văd ca un soi de cârnaț până la urmă. Da, cârnaț, le explicam, nu-i nici cârnaț, nu-i nici cremvuș. E ceva între, să tot așa să face, să o părește ca și cremvuș, tot așa să... Oamenii trebuie să le explici, că nu știu. Da, din păcate, cred că încă mai suferim la partea asta de promovare. Încă ar mai fi unele de pus la punct. Este motivul care... De-aia am deschis magazinul în piață, ca hunedorenii să ne găsească mai ușor în piața agroalimentară. Pentru că erau și din Hunedoara, aveam ceva client și atunci în timp le-am explicat la toți și le-am spus unde avem magazinul și au început să vină și ne găsesc acolo, la magazin, în piața agroalimentară. Bun, dar au rămas și cei care erau obișnuiți să facă acele celebre comenzi prin telefon. Da, bineînțeles, acum nu mai putem să-i onorăm, că nu mai e timp și de livrări. Atunci înainte era mai puțin lucru, era timp, aveam o zi, două pe săptămână când livram. Dar acum o înțeleg și cum e treaba, că ar vrea mai mulți oameni să deguste mezelul și atunci oricum să... Se deplasează la piață să se ia o roșie, o crastaveță, că acum e sezonul, și trec pe la noi, o brânză, un salam, un parizel, un mezel de acolo și omul și-a făcut cumpărăturile.
Bun, atunci hai să ne întoarcem amândoi înspre oamenii noștri. Da, dragi prieteni, nu o să aruncăm cu vorbe grele înspre alții. În schimb, o să găsim întotdeauna vorbe frumoase pentru producătorii noștri, așa cum este familia Țurcanu. Îi găsiți acolo în piața centrală, în piața agroalimentară din Deva. Îi găsiți și pe alții, ai noștri. Pentru că, până la urmă, dacă nu suntem noi împreună, nu o să ne ajute nimeni. Și rămâne, și va rămâne, cel puțin pentru mine, așa ca o sintagmă de suflet. Produs hunedorean pe masa hunedoreanilor. Domnule doctor, atunci când ne-am pus problema unui sfat al medicului veterinar, am pornit, recunoaștem, de la ideea pentru animale de rentă, obișnuite în zona rurală. Numai că în timp, și mai ales prin apariția clinicii veterinare de aici din Deva, ne-am dat seama că trebuie să ne îndreptăm atenția mult mai mult și spre animalele de companie. Pentru că nu sunt doar cele care trăiesc în mediul urban, chiar și cățelul meu din curte, de acasă, de la țară, este tot un animal de companie. Bun, își face și meseria de pază, dar până la urmă intră în aceeași categorie. Animalele mici trebuie și ele privite cu grijă. Și o perioadă în care au și ele probleme. Așa este, odată cu venirea căldurii apar problemele de sezon și astăzi m-am gândit să ne referim la alergiile care apar în preajma verii, sfârșitului de primăvară, începutul verii. Ne întâlnim foarte frecvent cu aceste probleme la animale de companie și mai ales la câini. Bănuiesc că nu sunt singurii care ar putea să aibă asemenea probleme, dar sunt cei mai predispuși? Cu preponderență, cel mai frecvent apare la câini problema alergiilor. Nu este ferit nimeni pe acest pământ de alergii, inclusiv oamenii care suferă foarte mult în această perioadă din pricina alergenilor. În primul rând, mă gândesc să dăm o definiție a alergiilor, care de fapt este un răspuns exagerat a organismului la anumiți stimuli care, din punct de vedere al alergiilor, se numesc alergeni. Alergenii pot să fie absolut orice, inclusiv particule de mici dimensiuni care generează un răspuns imun exagerat din partea sistemului imunitar. Sunt mai frecvente în această perioadă datorită vegetației care sau din cauza florilor care înfloresc și este problema polenului care este vehiculat în aer. Iarba la fel ajunge la maturitate și există polen. Avem și noi o vină prin faptul că încercăm să avem atât de multă grijă încât le scădem pe partea altă sistemul imunitar? Nu cred că vina este neapărat a noastră. Cred că artificializarea aceasta a vieții animalelor și a noastră, bineînțeles, este cauza care duce la apariția alergiilor. Adică încercăm să avem un control în permanență, iar animalele nu mai vin la timpul potrivit cu alergenii, motiv pentru care nu dezvoltă imunitate și ajung la o vârstă matură când se întâlnesc pentru prima dată cu acești alergeni și bineînțeles că dezvoltă alergiile care sunt tot mai frecvente. Practic, cum se manifestă? Semnele clinice sunt oarecum asemănătoare cu cele care apar la oameni. Dacă vorbim despre alergiile aparatului respirator, care sunt frecvente în această perioadă, vorbim despre un jetaj, adică scurgeri nazale de culoare albicioasă sau transparente, cu strănut destul de frecvent, care se repetă și apare brusc în momentul în care proprietarul își plimbă cățelul, să spunem, prin iarbă și vine în contact cu alergenul respectiv. Unele dintre simptome poate să dispară în momentul în care iasă animalul din mediul respectiv, iar altele, în cazul animalelor alergice, nu dispar, trebuie intervenită medicamentos. Greu de tratat sau măcar de ținut sub control? În principiu, de tratat definitiv aceste probleme nu se prea poate,
În schimb, putem să ținem patologia sub control, simptomatologia să fie mai redusă și disconfortul produs animalelor să fie mai mic. Produse de ce gen trebuie folosite? Că acum, unul dintre băieții mei are probleme de alergen și e tot timpul cu acel inhalator după el. Ce facem cu animalele? Animalilor le administrăm tratament specific care înseamnă o desensibilizare. Folosim antiinflamatorii corticosteroide care sunt ușor imunosupresoare, reduc imunitatea și în acest fel păcălim oarecum sistemul imunitar și le obligăm să nu mai răspundă atât de exagerat în prezența alergenilor. Uneori folosim și o hrană adecvată hipoalergenică care stopează. Controlăm foarte bine paraziții externi, care și ei sunt posibile alergeni și pot să declanșeze anumite dermatite alergice. În felul acesta putem controla într-o oarecare măsură alergiile. Mai nou există companii de medicamente care produc autovaccin specific fiecărui individ în parte în funcție de substanțele la care animalul respectiv este alergic. Astfel putem obține un autovaccin din sângele acelui animal pe care îl administrăm o perioadă de minim 3 luni și producem o oarecare desensibilizare și o oarecare imunitate împotriva acestor alergeni. Mă gândesc că și la ei este exact ca și la noi. Nu există un tratament preventiv. Din păcate, nu există un tratament preventiv. Cel mai de top în acest moment este acest autovaccin. Din păcate, costurile încă sunt destul de ridicate. Da. Acum, știți cum e. Dacă de multe ori pentru noi, parcă nu ne vine să facem cheltuieli când e vorba de animal de companie, le mai facem și pe alea, chiar dacă sunt un pic mai ridicate. În toată grija asta a noastră, ce ar trebui totuși să avem în vedere ca să nu ajungem chiar până acolo? Eu știu, de pildă, mă gândesc să-l scoatem de când e foarte, foarte mic în mediu, tocmai ca să se obișnuiască cu toți factorii și alergeni? Da, punerea în contact a animalului cu factorii alergeni de la o vârstă mai fragedă este în avantajul individului pentru a nu dezvolta alergii mai târziu. Încercarea de a lăsa puii să fie alăptați de mama lor, știu eu, până pe la vârsta de 5-6 săptămâni, ca să preia informația genetică prin acel lapte și prin acel colostru, din nou este o metodă de a proteja oarecum viitorii indivizi de alergii. Dar dacă totuși avem un animal care este alergic, este bine să evităm zonele de risc, adică să evităm în perioada de înflorire a florilor și de formarea spicului la iarbă, să evităm zonele respective, să încercăm să-l plimbăm mai mult pe asfalt. Este un factor care ajută. Aici, în cadrul clinicii, puteți să faceți testele alergogene care să vă dea ideea ce anume poate să-i creeze această afecțiune? În acest moment avem tot protocolul pus la punct pentru efectuarea alergogramelor. Este o tehnică destul de simplă, se recoltează sânge de la pacient, se depistează un număr de aproape 80 de substanțe la care animalul este posibil să fie alergic. După identificarea alergenilor, cum vă spuneam, putem să dezvoltăm acel autovaccin pe care îl putem administra și putem reduce foarte mult simptomatologia. MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar-veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet.
Sănătatea animalelor e meseria noastră. Fermele ADO din țara Hațegului. Ferme la standarde europene. Lapte, carne, legume. Totul proaspăt, gustos și sănătos. Fermele ADO duc mai departe tradiția țării Hațegului și oferă produse de cea mai bună calitate. Fermele ADO, sănătate în bucate! Depozitul fitosanitar Comatex vă pune la dispoziție semințe certificate de legume, porumb, lucernă, trifoi, amestec de ierburi. La Comatex găsiți erbicide, insecticide, fungicide, îngrășăminte foliare, îngrășăminte chimice, azot, uree și complex. Nou, la Comatex puteți găsi o gamă variată de îngrășăminte bio. Tot la Comatex obțineți gratuit consultanță de specialitate. Comatex, pentru cei ce știu ce vor plantele. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Nu mă pot hotărî. Ca să vorbesc despre produsele Alpin, trebuie să mă îmbrac așa, așa sau așa. Nu contează cum te îmbraci, important e ce mănânci. Produsele tradiționale Alpin de la Brad, din țara Moților, sunt preparate din materii prime provenite din ferma proprie. La preparare sunt adăugate doar ingrediente naturale folosite din timpuri străvechi. Nu credeți? Gustați produsele tradiționale Alpin. Și o să mai gustați odată și încă o dată. Alpin. Plăcerea gustului tradițional. Ne oprim astăzi aici, dragi prieteni. Dacă nu ați ajuns la Vața, ei, cu siguranță o să vedeți la următoarea întâlnire ce s-a întâmplat acolo. Sunt și americanii și mai sunt multe, multe alte subiecte care pot să ajungă înspre dumneavoastră. Le căutăm, le punem în emisiune și vi le transmitem, așa cum spuneam, la următoarea întâlnire, adică peste o săptămână, la aceeași oră. Să aveți parte de o săptămână rodnică și o viață frumoasă! Această emisiune v-a fost oferită de grupul de producători Corvinia.